m-am promis, dragilor, în fiecare săptămână am să vin câte o parte din această frumoasă poveste, să vedem unde o să ducă iubirea interzisă. Partea 2, capitolul 2. Simțeam că ceva nu este bine. Totul se învârtea în jurul meu într-un joc periculos. Adrian se juca cu mine prin priviri. Nu am rezistat și m-am ridicat de la masă. Dacă îmi permiteți, vreau să ies un pic afară. Simt nevoia de aer. Și eu simt nevoia de aer curat. Imediat Gabi parcă a simțit că aveam nevoie de prezența lui cel mai mult. Era o noapte perfectă. Cerul senin, stele parcă formau o ghirlandă pe cer care ne luminau și ne dădeau starea de sărbătoare. Când vrei să fii fericit, privești cerul. Probabil de asta și iubim Crăciunul. Că pomul cu luminile ne aduce aminte de cer, dar stelele sunt atât de frumoase și pline de mister. Iubita, cumva nu te simți bine? M-a întrebat îngrijorat Gabi. Nu, iubire, sunt bine, doar că mă obosește când suntem înconjurați de diverse persoane. Doar știi bine, atunci când intri într-un colectiv, energetica diferă. Unii te încarcă, alții te descarcă. Azi seara probabil am fost bateria cuiva. Nici nu mă mir. La cât de bine arăți, cu siguranță te dezbracă din priviri mulți bărbați. Și multe femei și-ar dori să fie în locul tău. Exagerezi, ca de obicei. Dar mă bucur că mă vezi așa. Mâna lui mă mângâia pe spate finuț, apoi buzile lui m-au atins de ale mele și ne-am înfundat într-un sărut lung și plin de pasiune. Nu crezi că mai bine am merge acasă? Nu a terminat Gabi de finalizat ideea când ne-am trezit cu o voce la spate. Ei, iubăreților, nu ne mai torturați, că nu toți suntem așa băftoși ca voi. Când am întors capul, era el. Adriane, cine ar vorbi? Tocmai tu? Și de ce ești singur? Parcă te-am lăsat în prezența unei superbe domnișoare. L-am întrebat, surprins Gabi. Da, dar domnișoara, de câte am înțeles, se cam grăbea să plece acasă. Am fost foarte mirată că tocmai Eleni să se grăbească să plece. Ea visa să se întâlnească cu Adrian. Ceva nu se leagă în mintea mea. Și noi probabil o să-i urmăm exemplu. Lila este cam obosită. Ei, nu, pe voi nu vă las să plecați. Când totul abia s-a încins aici să plecați, nu. Haideți să mergem în sală, că uite, poate dansăm un pic. Adrian nu ne-a lăsat să ripostăm. Ne-a luat pe ambii de umeri cu brațele lui puternice și a mers în trei în sala de dans. Când am simțit mâna lui Adrian pe umărul meu, care mă ținea așa strâns de parcă nu dorea să mă împartă cu nimeni, un fior ciudat m-a apucat. Când am intrat în sală, DJ-ul tocmai pusese o melodie Lady in Red de Chris de Burg. Gabi, sper că nu te superi, dar îți cer permisiunea să mă ofer mâna acestei doamne. Da, sigur, doar știi că nu sunt cel mai bun dansator. Adrian m-a luat în brațele lui puternici și m-a condus în acel bluz plin de pasiune. Dintr-o dată am observat că Gabriel dispăruse din sală și vorbea la telefon pe terasă și gesticula foarte nervos. Nu mă puteam relaxa în acel dans, ceva nu-mi dădea liniște. Dispariția bruscă a Elenii, insistența lui Adrian, dar probabil oboseala aș spune cuvântul. Mă nebunești, Lila, încă din prima zi când te-am văzut. Nu-i corect față de Gabi când vorbește așa. Știu, dar lupt cu mine, înțelegi? Numai la tine mă gândesc. Te rog mult de tot, sper să fie ultima dată când atingem acest subiect. Între noi nu poate exista niciun fel de conexiune. Suntem doar colegi de servici. Dacă îți respecti prietenul, cât de puțin se va limita totul la acest discurs. În acel moment, Adrian m-a împins ușurel către holul care ducea la etaj. Mâna lui mi-a luat fața în palmele lui puternice și m-a sărutat într-un sărut plin de durere. M-am zămus din mâinile lui fără să-l privesc în ochi și am fugit către Gabi. Te rog mult, hai să plecăm, sunt prea obosită. Da, plecăm acum. Nici nu am observat că Gabriel era foarte nervos. Tot drumul spre casă am stat ambii fără să ne vorbim. Dimineața nu am reușit să stăm prea mult de vorbă. Eu mă grăbeam să merg la mama că i-am promis că ne bem duminică cafeaua împreună. Dar Gabi mi-a zis că merge la sală, că are antrenament azi cu băieții lui și vrea să se întâlnească cu ei, să mai stea la o vorbă după antrenament. În timpul zilei ne-am sunat de câteva ori. Era destul de relaxat. Lila, ești tensionată, nu vrei să-mi zici ce se întâmplă cu tine? Toată ziua ai privit în telefon, m-a întrebat mama. Da, sunt un pic dezamăgită. Nu știu dacă dezamăgită.
Mamă, tu crezi în iubire la prima vedere? Draga mea, iubirea nu prea alege când să vină. Ea se simte. Doi oameni când se potrivesc, la nivel energetic, ei cumva își dau de știre unui altuia. Iubirea este o energie care ne conectează și ne face să vibrăm mai înalt. Păi și ce facem în cazul în care nu putem permite acele vibrații să intre în spațiul nostru? Știi, noi oamenii avem o fire de a complica viața. Dumnezeu a lăsat totul atât de simplu, dar noi alegem să facem să fie foarte complicat. Înțelegi, fiecare persoană care intră în viața noastră, fie rea sau bună, vine cu ceva. Fie avem o karmă care trebuie să o corectăm, fie trebuie să creștem. Atunci când persoana apare, ea vine cu ceva către noi. Când cineva nu ne mai folosește la creșterea noastră, Universul cumva scoate din viața noastră acea persoană. Tu crezi în karmă, mamă? Crezi în teoriile astea cu vibrații, energii și așa mai departe? O, fata mea, viața este așa de ciudată. Uneori când ne învârtim în cerc, apoi realizăm că Dumnezeu ne iubește atât de mult și ne dă șanse, dar noi le ocolim. Mamă, nu știu ce simt, înțelegi? Nu știu dacă iubesc sau sunt îndrăgostită sau doar îmi place. Sunt debusolată. În același timp mă simt ca o trădătoare. Păi ești cu Gabriel de 17 ani și nu știi dacă îl iubești. Nu despre Gabriel este vorba, un alt bărbat. Atunci mama a făcut niște ochi cât fața. Mi-am dat seama că mai bine nu-i ziceam nimic. Ea îl iubește foarte mult pe Gabriel și pe bună dreptate. Ce bărbat, Lila? Mama parcă se schimbase la 180 de grade. Am glumit, mamă. Doar am vrut să scot un subiect să discutăm. Este târziu. Merg să gătesc ceva pentru cină. În drum spre casă, un gând nu-mi dădea liniște. Gabi, după petrecere, s-a comportat foarte rece. Azi toată ziua nu m-a sunat, doar eu l-am văzut de câteva ori. O să fii oficial cu băieții. Seara am gătit un pui cu broccoli la cuptor. Mi-am făcut manicura, câteva tratamente faciale. Mama m-am răsfățat cu aromă, terapie, cu uleiurile mele esențiale, care le ador. Când m-am trezit dimineață, mi-am dat seama că Gabi s-a întors foarte târziu aseară. Gabriel, nu vrei să-mi zici nimic? Bună dimineața! Atât? De ce te miri așa? Te-am așteptat toată seara. Am crezut că vom petrece duminica în familie, așa cum de obicei o făceam. Chiar nu aveam dispoziția necesară să intru în polemică la prima ora dimineții. Uite că am ales să petrec duminica cu prietene. Nu crezi că uneori am nevoie și de compania lor? Ba da. Dar era corect să mă anunț că nu vii la cină. Așa nu găteam nimic. Uite, întârzi la serviciu. Am înțeles de ce ai lipsit. Hai că să nu începem săptămâna certați. Nu cred că asta ne va face bine. Când m-am apropiat să-l sărut, am simțit un parfum foarte cunoscut. Nu, cred că deja o iau raznă. Am preferat să nu dau importanță acestui detaliu. Mi-am sărutat soțul și am plecat grăbită. Urmează, dragilor!